Salutare, oameni buni! Într-o era globalizării, unde informația și unde persoanele pot circula aparent fără frontiere dintr-o parte alta a planetei, singurii privilegiați sunt trântorii. Trântor nu are nevoie de viză Schengen, el având liberă trecere dintr-un stop în altul și ținând seama de autonomia lor de zbor, pot circula dintr-o stupină în alta. Întrebare: care este părerea ta privind autonomia de zbor a trântorului, în kilometri sau în ore? Câte ore se poate lipsi acesta de protecția familiei, de albine? O colonie, familia de albine ce locuiește în trustu, poate crește până la 2800 de trântori, iar dacă regina este proaspăt împerecheată și nu va depune ouă de trântori, acea colonie va adopta trântori străini, nu doar pentru a-i hrăni. Avem o veste proastă pentru cei apicultori zgârciți, zgârie brânză, pe care i-ar sărăci câteva sute de trântori născuți, ecluzionați și crescuți de propria colonie. Dacă nu își crește proprii trântori, familia de albine va adopta fără un dosar stufos și greoi de adopție și fără CV sau recomandări, ca și în cazul adopției copiilor. Pur și simplu, trântorii vor intra fără să treacă printr-un control vamal. Putem trage concluzia că nu doar că nu este economic să elimini cu furculița de descăpăcit puietul de trântori în fază de pupă, apicultorii zgârciți ar trebui să știe deja că s-a consumat, s-a cheltuit resursă importantă pentru creșterea larelor de trântore, ca să ajungă până aici. Ba mai mult, dacă o familie de albine constată că efortul de a crește trântori nu are finalitate, din cauză exterioară, apicultorul ea va adopta sau va deschide porțile pentru imigrare ca în Europa și te vei trezi cu trântori veniți de oriunde. Așa că, nu doar că trântorii pot să fie de o culoare sau de alta, pe care tu nu o suporți, fiindcă ești rasist până în măduva oaselor. Pe lângă faptul că nu le cunoști originea, pedigriul, inclusiv trăsăturile transmise descendenților sunt îndoielnice, te vei trezi că îți vor aduce atât varoa cât și alte surprize gen nosema. Deși personal cred că nosema cauzată în corpul lor le diminuează considerabil din calitățile artistice, iar dacă au copilărit cu varoa au șanse zero la cele 5 secunde de iubire cu regina. Pe lângă nevoia de a conștientiza o atitudine și o practică apicolo diferită de până acum față de trântor, vreau să subliniez rolul cel mai important al lui, împerecherea cu regina, adică transmiterea bagajului genetic, ducând o contribuție foarte importantă la diversitatea genetică. Dar cu toate acestea, importanța trântorului nu se limitează doar la atât. Deseori se spune că un trântor doar mănâncă și alargă pe regine virgine. Dar în realitatea din stup lucrurile sunt diferite. Chiar dacă un trântor mănâncă cât 25 de albine lucrătoare, el produce ventilație cât 100. Trântorul are un rol important în microclimat, pentru puietul căpăcit fiind necesară o temperatură constantă de 35 de grade Celsius și umiditate adecvată. Bătrânii apicultori au observat și au concis: trântorii clocesc puietul. Așa că cei mai înțelepți dintre apicultori nu produc masacru în rândul trântorilor. Universități celebre ca Carl Franz Universität Graz, Institut Zoologic Universität Platz din Graz, Austria, au alocat resurse importante pentru a cerceta contribuția trântorului la microclimatul stupului. Concluziile sunt mai mult decât clare. Pe tot parcursul vieții trântorului, el are o contribuție foarte importantă în păstrarea echilibrului din interiorul stupului și nu doar prin producerea de ventilație, ci căldură și prin aportul hormonal specific. Deși au o viață lungă, aproximativ 58 de zile, spre sfârșitul vierii, din iulie până în august, când se pregătesc pentru iernare, albinele lucrătoare îi vor ataca, îi vor alunga din stup, îi vor împinge spre exteriorul familiei și îi vor marginaliza, să moară epuizați în afară din cauza frigului și a foametei. Trântorii sunt tolerați în timpul iernii în mod excepțional, în familiile fără regină sau cu regină bolnave sau în vârstă. Dar cum ne-am obișnuit, în episodul următor vom descoperi și alte mistere din viața albinelor, dar mai ales din viața trântorului masculul albină.